Bravo, Aki, bravo! Bravo, Aki! Bravo! Așa, Aki, bravo! Bravo! Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru Roxana Stoleru. Este sâmbătă dimineață, sunt cu Costin în mașină și mergem spre piața din Saint-Anne-de-Bellevue. S-a mutat afară, v-am mai dus de multe ori vara trecută și sper că v-a plăcut. Așa că o să facem și un tur astăzi, să vedem dacă găsim ceva interesant de cumpărat, poate niște ciuperci sau mai știu eu ce. Vedem la fața locului, nu-i așa? Da, da. Așa că dacă vreți să vedeți piața noastră, țineți aproape. Am uitat să vă dau un update de vreme după, așa zisa, furtună de ieri, când a și plouat un pic, nu foarte mult, dar a bătut vântul foarte tare și încă bate, după cum vedeți. S-a răcit. Astăzi maxima o să fie 20 de grade, deci o schimbare substanțială, dar sincer eu prefer așa, e mult mai plăcut afară și se poate respira cum trebuie. Același traseu pe unde am fost cu Isa pe jos duminica trecută, pe aici prin lateral, dacă mai țineți minte. Și îndată coborâm și ajungem la piață. Am ajuns în Saint-Anne. Un pic de timp pentru... Ne-a luat un pic de timp să căutăm loc de parcare. Fiind zi de piață, toată lumea vine și trebuie să știu un pic străduțele și unde pot să parchez mai lateral. Dar e plăcut și e frumos să mergem și să ne plimbăm un pic până acolo. L-am lăsat pe Aki acasă singurel, așa că nu putem să stăm nici prea mult. De asta nu am venit pe jos peste pod. De data asta, uitați apa în stânga. Și haideți să vedem ce găsim la piața de astăzi. Am ajuns la piață și primul lucru, avem aici torturi. Sucuri de mere. Aici lucruri făcute de mână, croșetate, perne de tot felul. Și cafea, ai văzut? Aici mereu este domnul cu cafea din Costa Rica, parcă. Felicitări și ouă și carne de vită, vezi cum îi place lui Seba, crescută liber pe pajiști. Pâine, dar asta facem și noi. Dar uite ce croasante au, interesante, cu migdale, praline și natur. De obicei aveau și muzică live aici, dar astăzi văd că nu mai e. Nu mai sunt cu muzică, nu mai e band. Uite, domnul, ce e asta, bicicletă electrică cu trei roți. Uite aici ceramică. Foarte frumoasă. Nu ducem lipsă de asta. Hai să vedem cum trece. Am ajuns la apă. Carne de rață congelată. Uite, aici e coadă. Ia să vedem.
nu e muzică live, dar aici au pus muzică la difuzoare. Ia să vedem la ce e coada aici. Prăjituri. De tot feluri. Muffins, checă, brioșe, negrese și tot felul. Și în spate avem apa. Și alături o doamnă cu săpun artizanal. Vezi la ce-i vânzare cel mai mult? La mâncare gata gătită. Sau, mă rog, patiserie și pâine. Avem și flori, plante. Uite aici este, sunt ciupercile, ia să vedem. Ok, you can pay by card? Am luat din acestea. Sirop de arțar și alte produse cu sirop de arțar. Ia să vedem, uitau și gogoși dacă vrei. Nu vrei, nu? Da. Matcha. Și aici avem alte... O altă fermă. De unde am mai luat anul trecut, mai ții minte? Uite, au de toate. Ceapă, castraveți. Au și plante de tomate, pătrunjel, buchete de flori. Uite, au și rubarbă. Salată. Aici iarăși au cidru, unde poți să și deguști. Arome naturale, săpun artizanal. Și aici sunt ultimele standuri. E prima oară când sunt afară pe sezonul ăsta. Cu siguranță se vor mai diversifica. Iarăși plante, foarte multe plante de data asta și doamna cu buchetele de flori uscate. Foarte tare. Cam asta e piața de sâmbătă asta. Cum ți s-a părut? Cam de început. Exact. E și vremea cum e, că este cam răcoare și bate vântul. După ce o săptămână am avut numai vreme de caniculă. Dar e promițătoare. Să mai venim 2-3 săptămâni și vedem cum se schimbă. Cum evoluează. Da, a început și la noi pe Il Perro, este miercurea. După amiază încă nu am apucat să mergem. Au fost deja de 2 ori. Și vinerea este la Beaconsfield. Tot așa a fost și ieri și săptămâna trecută. Dar la fel nu am apucat să mergem. Până la urmă ne-am oprit și la tarte și muffins. Să vedem. Da, cu rubarbă. Și să luăm și una din asta cu mere? Ia uitați ce frumos sunt tirișii ăștia. Wow! Altă plantă frumoasă. Avem și noi ceva asemănător, dar au o culoare mai deschisă, un rozaliu. Și alium, în bătaia vântului, puternic. Și alium alb. Nu cred că am văzut până acum decât mov. Asta a fost piața de astăzi. Nu avem o recoltă foarte mare, dar nici nu ne-am dus neapărat să cumpărăm, mai mult în prospecție, să vedem ce mai au acum de vânzare. Am luat doar ciupercile pe care le-ați văzut, oysters, nu? Cred că sunt alea. Și
cum se cheamă, tarta de căpșuni și rubarbă și muffins de mere. Asta e tot. Dar o să mai revenim cu siguranță, neapărat ca să cumperi, cât e plăcută atmosfera așa și... Ups, ne-a căzut panoul. V-am zis că bate vântul foarte tare. Probabil că pe parcurs or să mai apară și alții comercianți, alții fermieri care vin să vândă aici. O să mergem și la noi, la Ilpero și la Beaconsfield, să vedem ce au și pe acolo. Și oricum noi ne-am făcut și abonament la ferma lui Carolin. Poate vă aduceți aminte că i-am luat un interviu vara trecută și am tot mers la ea. Este o profesoară care s-a reprofilat și și-a cumpărat o, sau mă rog, de fapt avea o casă undeva în zona rurală și și-a transformat-o în fermă și a vândut casa. Era vecină cu noi, stătea la o stradă de noi. Fata ei a fost în clasă cu Seba și da, s-a reprofilat și atunci oferă și abonamente, nu foarte multe, că nu are producție foarte mare. Am cumpărat de la ea niște buchete foarte frumoase vara trecută. Cum vă spuneam, ne-am făcut abonament și cred că într-o săptămână sau două o să avem prima livrare de la ea. Sunt curioasă și o să vedem ce o să avem în pachet. Și înainte să ajungem acasă, am oprit la un loc unde sunt mulți maci și mereu cu Isa venim aici. Haideți să întorc camera să vă arăt. Din păcate, de data asta sunt petrecute din cauza căldurii care a fost, dar o să le fac câteva poze și acum. Sunt foarte frumoși când sunt toți deschiși. Și îmi imaginez ce frumos e un câmp întreg de maci. Ia uitați ce frumos sunt! Alături au apărut și irișii. Înainte erau maci până în partea asta. Vedeți, au mai rămas doar câțiva. Au fost invadați de iriși. Am încercat să pun și eu la noi în grădină, dar nu prea nu s-au prins. Nu știu de ce. Cred că sunt mai sensibili sau nu am avut noi noroc de o plantă mai viguroasă. Ceva s-a întâmplat. Uite, și mai avem și un bobocel rămas. Acasă și am trecut la muncile de rutină de weekend. Spălat rufe, întins rufe, scos rufe, pus tura a doua, nu? Și acum pregătim, adică Costin pregătește. Ce pregătești? Pregătim niște suvlaki pentru Seba când vine mâine. Noi o să mâncăm, am băgat în cuptor, dar încă nu am dat drumul. Pieptul de curcan pe care l-am pregătit ieri și astăzi o să-l coacem și cu salata de ardei copți. Și Costin, uitați ce frumos s-a așezat aici, acum are loc de cât am, când am făcut ordine și am reorganizat spațiu în bucătărie, are loc să stea la contoar, nu? Exact, să facem treaba mai bună. Stă jos, poate n-ați văzut. Și uitați ce frumos. Pur și simplu, fără să pui nicio mirodenie, nu? Pui doar un pic de sare și piper. Sare, piper, altceva nu punem pe ele, uitați-vă și vin. Am luat niște bețe un pic mai lungi, deci o să iasă un pic mai mari, nu? Decât exact. Ce am făcut
și facem săptămâna asta. Câte beți ies pentru 2 piepți de pui și punem carne până când se umplu. Deci atunci nu e... Cam 3 sau 4 șuvițe din astea, așa, nu? Exact, așa vin și... Dacă sunt două bețe de fiecare, e suficient. Chiar mai mult o să facem. Tocmai. Cât ies? Să fim asiguri. Să fim asigurați și uitați aici cine... Cine este paznicul? De ce faci? Îi dai grăsime crudă? Da, ce? Mă rog. Aki? Nu mai pleacă de aici, Aki. Eu mă duc să întind a doua tură de rufe. Exact, și stai aici singur acum cu mine, prietenul meu. Vecinii din spate cu căței lucrează la dec? Lucrează ei, fără căței, și căței nu mai ies afară. Ceea ce e bine pentru noi. Pentru Achiluca. Pentru noi, că nu mai avem grijă de el. Mă duc să văd. Afară pe Achiluc. Asta a ieșit din cei 2 piepți de pui, 6 frigărui, suvlachii. Exact. Și sunt un pic cam puține pentru mâine, 4 persoane. Și a pus la dezghețat încă două bucăți. Exact, două bucăți ca să mai facem mâine. Chiar până atunci se dezgheață. De 8 n-are nimica. Da, poate să rămână gata, făcută pentru în timpul ocazie. Săptămânii. După cum vedeți, Costin e pus pe treabă astăzi. Pregătește. Ia spune-ne ce face acum. Icre pentru treaba. Vestita lui salată de icre. Aveți rețeta, mă rog, rețeta e extrem de simplă, nu? Da. Ce faci? Le amesteci cu ulei, nu? Și apoi și cu lămâie, zeamă de lămâie. Și e ceapă tăiată foarte mărunt. Da. Cam cât pui așa? Sau pui din ochi uleiul? Toată uleiul, cât se lege și să nu fie foarte gras. Exact. Și să nu se... Și, cum se cheamă? Mixerul merge în continuu ca să nu se... Cum se cheamă aia? Că se strică așa, că se separă. Când... Da. Mă rog. Am mai filmat noi rețeta. O găsiți... în playlist-ul cu rețete. Da. Și am mai tăiat și niște papaya. În ultima vreme a făcut mai multe juice-uri din asta. Vreau nu juice. Sucuri, nu sunt juice-uri și juice-uri. Că nu sunt stoarse. Exact. Sunt tăiate, de fapt. Doar tăiate, sunt la blender. Mărunțite. Mărunțite la blender și am încercat cu pătrunjel. O rețetă a unui polonez, ai zis? Sau, nu știu exact ce limba era, poloneză sau ce era? Da. Ce era? Exact. Cu castravete, că era verde castravete, toate. Castravete, ghimbir, avea pătrunjel, o mână de pătrunjel, deci era un castravete mare, deci cam 2 castraveți normali, mai mici așa, și era un ghimbir cam cât un degetul mare, așa zis, cam ca dimensiune, arăta în video. Avea o lămâie din asta mare, tăiată și băgată înăuntru, deci scoasă coaja și băgată înăuntru. Întreaga. Și scoateți o portocală decojită. Apropo, ia uita ce lămâie avem aici, care e cât o portocală. Exact. Și era, ce mai era, ceva pătrunjel, ghimbir, 4 și castravete. Astea sunt toate cele 4. Dar nu a fost foarte grozavă la gust. Nici unul te-ai omorât, te recunoaște acum. O să scot să vă arăt. Vreau să vă zic că astăzi am încercat o altă rețetă care a fost mult mai bună. Pe aia am băut-o foarte bine. De fapt, eu am mâncat-o cu lingurița, că iese ca un piure mai fin. Cam așa ceva iese. Pe asta de dimineață cu ce ai făcut-o? Poți să ne spui repede? Papaya, nu a fost papaya, a fost ananas, pardon, scuze, ananas, 2 bețe de țelină, am avut ghimbir, 2 lămâie, morcovi. Ghimbir cam așa, cam cât un degetul mare, cam așa, să zic, ca dimensiune. Și morcovi, am pus o lămâie așa mare din asta decojită și o portocală. Și a fost foarte bun, foarte bun. Eu l-am mâncat cu lingurița, un pahar. Tu? Tu l-ai băut? Sau l-am băut, da, am băut. Asta e sucul de care vă spunea Costin că l-a făcut primul și din care mai avem un pahar. După cum vedeți, e foarte verde și la gust este foarte pregnant gustul de ghimbir și cred că și de pătrunjel. Da, nu a fost pe gustul meu. Poate dacă e amestecat cu un fruct care este relativ mai dulce, poate o pară sau
ceva. Da, e pentru slăbit rețeta, dar poți să pui un ceva ca să compenseze, ca să poți să-l bei cât de cât cu plăcere. Ia uitați ce frumoase au ieșit icrele. Își pune pe o felie de pâine făcută de noi. S-a cam întărit un pic, cum se cheamă, coaja, dar foarte bune. Am gustat și eu, grozave. Bravo, nu te-ai dezis. Foarte bună. Am ieșit în grădina să ud un pic florile și ia uitați cum arată trandafirii aceștia de dulceață. Sper să avem timp, poate mâine sau mai pe după amiază, să-i și culegem. Absolut superb și miroase divin. Superbi. Ia uitați cum arată pieptul de curcan. Ce bine miroase. Aromele sunt bune. Da, potrivite. Super. Arată într-adevăr foarte bine. Să vedem cum este și la gust. Ce bine, îmi place. Ia uitați ce bine arată și în secțiune. Este perfect făcut. Așa arată salata de ardei copți și cu pieptul de curcan, care miroase divin și gustă foarte bun. Păi ai gustat? Am gustat un colț, da. Poftă bună. Poftă și bună. Mulțumim încă o dată că ne urmăriți. Sperăm să aveți un weekend foarte frumos. Știm că în România e weekend lung, așa că profitați. Până data viitoare vă spunem la revedere. Ciao! Și Aki vă spune, el e cu minte acolo, face treabă, el e cu laptopul în brațe, în față. Da, face treabă băiatul, da.